Vă salut, prieteni! Sunt Claudia și vă spun bun găsit! Astăzi am să vă prezint informații interesante despre Portalul 2025. Cobra și alții vorbesc despre marea criză a umanității, a cărei numărătoare inversă a început și se resimte din ce în ce mai mult. 2025 este la doar 4 ani distanță și există multe lucruri pe care omenirea trebuie să le facă pentru a se pregăti. De ce 2025? Pentru că este data profețită a începerii reapariției maestrilor înțelepciunii, urmată de cel care deține slujba lui Hristos sau a domnului Maitreya, așa cum este cunoscut în răsărit. 2025 coincide de asemenea cu câteva cicluri de raze și planete importante. Totul în acest univers este supus multor cicluri de lungime și intensitate variate. Aceste cicluri sunt de fapt valuri scalare ale energiilor cosmice, care creează tipare de interferență, care, combinate cu suma vectorilor liberului arbitru, formează destinul universului într-o interacțiune dinamică între sursă și anomalia primară. Ne apropiem de punctul de convergență al multor cicluri, care este de așteptat să șteargă întunericul din acest univers. Acest punct de convergență este de așteptat să apară în 2025. În primul rând, un eveniment de protoni solari foarte puternic, care este responsabil pentru extincția speciilor din Pleistocen, 12.887 de ani înainte de 2000, s-a produs exact la jumătatea ciclului precesional înainte de alinierea galactică, ce a avut loc în mai 1998 și a fost momentul în care solstițiul Soarelui a traversat ecuatorul galactic. Momentul alinierii galactice a fost punctul de cotitură al ferestrei ascensiunii pentru această planetă, care este deschisă din 1975 până în 2025. În al doilea rând, o dinamică foarte puternică se întâmplă în jurul anului 2025 între cele trei planete exterioare, Uranus, Neptun și Pluto. La fiecare 500 de ani, aceste trei planete exterioare formează un model armonios de interferențe astrologice care declanșează o nouă perioadă renascentistă. Neptun, situat la mijlocul punctului dintre Uranus și Pluto în 1504, a însemnat apogeul renașterii. Acum, aceeași configurație a lui Neptun la punctul mijlociu dintre Uranus și Pluto va semnifica apogeul noii renașteri în 2025. Neptun, la punctul de mijloc între configurația Uranus și Pluto, a început să fie efectiv în 2020 și va dura până în aproximativ 2030. Această configurație din 2025 va fi mult mai puternică decât cea din 1504, deoarece Uranus și Pluto vor forma amândoi un sextil cu Neptun în punctul de vârf, cu Neptun poziționat exact în punctul berbec, cu Pluto intrând în vărsător și Uranus în gemeni. În al treilea rând, un nou ciclu orbital Sirius B de 50 de ani va începe tot în 2025, când Sirius B va atinge distanța maximă de steaua principală, Sirius A. Ciclul lui Sirius de 50 de ani trimite un puls evolutiv puternic pe planeta Pământ la fiecare al 25-lea și 75-lea an al fiecărui secol. Multe dintre aceste impulsuri au declanșat evenimente care sunt conectate la 2025. Un impuls Sirius în 1775 a însemnat apogeul mișcării luministe în Franța, formarea școlii misterelor din Paris de Contele de Saint-Germain și împușcăturile auzite în toată lumea care au declanșat Revoluția Americană. În interiorul Frăției Stelei, anul 1775 este cunoscut drept Anul Luminii.
Destul de interesant, în anul 1775 s-a văzut și un triunghi larg de 120 de grade între cele trei planete exterioare, Uranus, Neptun și Pluto. Un puls al Sirius A în 1975 a deschis fereastra ascensiunii și un puls Sirius în 2025 o va închide. Destul de interesant, atât pulsurile din 1975 cât și din 2025 sunt susținute de sextilul Neptun-Pluto, care aduce energie spirituală vibrațională foarte ridicată în acest proces. Acest aspect al sextilului Neptun-Pluto a început să fie eficient în 2020 și își va extinde influența până în anii 2030. Toate aceste aspecte vor fi atât de puternice încât nimeni și nimic nu va putea să le reziste, iar planeta și întregul sistem solar vor trece printr-o adevărată transformare. Ne putem aștepta chiar la trezire și marele contact cu civilizațiile extraterestre. Luna plină din 7 mai 2020 a reprezentat declanșatorul prin care Arhanghelul Metatron va activa sistemul nostru solar într-un portal al ascensiunii conectat la centrul galactic, cu excepția spațiului sublunar și al planetei. Pământul în sine mai trebuie să rămână tamponat într-o anumită măsură. Spațiul sublunar și planeta Pământ sunt în continuare centrul vortexului de creștere pentru anomalia primară a fluctuațiilor cuantice, iar această problemă va fi abordată de forțele luminii în următoarele luni și ani prin tehnologii de curățare a secvențelor de repetare. 2025 este anul în care va avea loc prima etapă a externalizării ierarhiei. Ciclul actual, de acum și până atunci, se numește tehnic etapa înaintașului. Este de natură pregătitoare, testând metodele și fiind un revelator în tehnicile și rezultatele sale. Inițiații, discipolii mondiali și aspiranții afiliați ierarhiei trec în această perioadă printr-un ciclu de mare activitate. În ajustarea necesară a linierii care avansează rapid, membrii ierarhiei se potrivesc pentru munca obiectivă de exprimare publică. Acest lucru implică mult mai multe dificultăți decât ne-am putea imagina sau anticipa. Reapariția sugerează o dispariție și acest lucru s-a petrecut și în zilele Marelui Război din Atlantida Antică, atunci când ierarhia angajată în acel ciclu s-a retras în latura subiectivă a vieții și s-a concentrat pe planul mental în loc de cel fizic, în zilele vechi Atlantide și după războiul dintre lorzii Chipului Strălucitor și Domnii Feței Întunecate, așa cum sunt numiți în doctrina secretă. Timp de milioane de ani, ca urmare a triumfului răului din acele vremuri, ierarhia a stat în tăcere în spatele evenimentelor mondiale, ocupată cu următoarea lucrare, o lucrare care va fi desfășurată în cele din urmă, exoteric în loc de ezoteric. Acest război al atlanților este la baza cauzelor trecute ale karmei actuale, evenimentele și ciclurile enorme de timp care s-au scurs de atunci. Acel război a fost descris în epopeea hindusă Mahabharata și a fost urmat îndeaproape de primul mare potop atlantean, care a decimat o mare parte din populația lumii. Războaiele mondiale, primul și al doilea, au fost o recapitulare ciclică a războiului atlantean și astăzi lumea se află în cea de-a treia și ultima fază a acelui război. În prezent, dezlănțuindu-se pe planul mental, în lumea ideilor și ideologiilor, amenințând că se va revărsa asupra fizicului. Abordarea treptată a ierarhiei către planul fizic și aspectul exterior reprezintă sursa frământărilor și conflictelor planetare. Vibrațiile lor foarte rafinate sunt în contradicție cu frecvențele mult mai joase ale planului fizic. Forțele materialismului luptă cu toate puterile pentru a preveni reapariția, de aceea locuitorii umanității se luptă să mențină trecutul,
Următorii factori converg toți la sau în jurul anului 2025. Reapariția planificată a ierarhiei în 2025, decisă la conclavul planetar din 1425. Mijlocul cupsidului pești vărsător a început în anii 1700 până în jurul anului 2200. Tot în 2025 se vor suprapune ciclurile celei de-a șasea raze de devoțiune și ale celei de-a șaptea raze de magie și ordine. A patra rază de armonie prin conflict, artă, muzică, frumusețe, se manifestă încet după 2025. Pluto va intra în vărsător în 2024. Până atunci, distrugerea cristalizării capricorniene va fi finalizată. Neptun va intra în berbec tot în 2025. Și tot atunci, Uranus va intra în gemeni. Ciclul anterior a fost 1941, moment decisiv al celui de-al doilea război mondial, care a dus la victorie în 1945. Tot în 2025 va avea loc conclavul sfârșitului primilor 25 de ani ai fiecărui secol de către Lordul Lumii și Consiliul Shambhala. Pământul și omenirea vor trece prin această perioadă, prin această ascensiune cu sprijin și intervenție galactică, ne spune Cobra. Dar cine pentru ce este responsabil? Scopul divin este acela de a elibera planeta Pământ, de a îndepărta forțele Întunericului de pe această planetă, de a permite pământenilor să continue să trăiască într-un mod natural de evoluție și ascensiune, care include primirea de ajutor de la extratereștrii binevoitori și forțele luminii. În acest moment, Pământul ascende în dimensiunea a cincea cu toți cei care sunt pe el. Aceasta este o călătorie prin conștiința dimensiunii a patra, pentru cei care merg spre a cincea și pentru cei care stau într-a patra, ei vor rămâne pe Pământul dimensiunii a patra pentru a continua reîncarnarea în dualitate. Cei de vibrația dimensiunii a treia vor fi, fie în această viață, fie în următoarea lor viață, plasați pe o planetă de dimensiunea a treia, de aceeași vibrație cu a lor. Gaia, Pământul, a inițiat acest proces după folosirea armelor nucleare din 1945. Dorința Pământului este de a se reîntoarce în dimensiunea a cincea, de unde a venit, pentru a scăpa de distrugerile făcute asupra lui în dimensiunea a treia. Cea de-a patra dimensiune, până acum, nu a fost mai bună pentru Gaia. Cu toate acestea, viitorul este mai luminos. Pământenii sunt cei care sunt nativi acestei planete. Pentru cei care consideră că nimeni din cei de aici nu este nativ, adică originea tuturor este pe alte planete, cei care s-au născut aici mereu și mereu în cicluri de reîncarnare, îi face pământeni. Eliberarea acestei planete este de fapt sarcina lor. Totuși, datorită controlului Întunericului asupra acestei planete, prin intermediul celor de la putere, ei nu se pot ajuta pe ei înșiși ca să pună capăt propriei lor sclavii și sunt osândiți la o teribilă demisie dacă vor continua în același fel. Asta ar însemna moartea pentru Gaia, de asemenea. Mulți încep să se trezească acum datorită creșterii coeficientului de lumină, cum Gaia ascende în 5D, dar deocamdată nu destul încât să respingă intervenția luminii. Eliberarea acestei planete, asistența pentru Gaia, nu este responsabilitatea Federației Galactice, nici a pleiadienilor. Este responsabilitatea celor care trăiesc pe această planetă, deoarece ei și strămoșii lor au creat și continuă să susțină acest sistem întunecat. Este responsabilitatea lor, karma lor, și ei trebuie să se schimbe ca să prevină ca așa ceva să li se mai întâmple vreodată. La cererea lui Dumnezeu, Federația Galactică a răspuns la chemarea de ajutor a lui Gaia. Este o asistență voluntară pe care ei o oferă.
ei sunt limitați de legea universală de a interveni cu nivelele de conștientizare a celor din întuneric, chiar și faptul că extratereștrii există. Pentru aceia care vor să creadă că sunt singuri în univers, Federația Galactică nu va zbura un OZN deasupra ferestrei camerei lor ca să le facă cu mâna. Ei se arată totuși oamenilor care s-au trezit la faptul că ei există și au depășit sinele lor egoistic, bazat pe frică, suficient de mult, încât să fie capabili să-i ajute. Deci, Federația Galactică nu are permisiunea de a crea niciun fel de stres necuvenit nimănui pe această planetă. Dacă acești oameni vor să fie lăsați în pace, Federația Galactică se va conforma. De aceea, cineva conștient de viața extraterestră și de prezența ei pe și în jurul Pământului, va vedea navele, iar alții care refuză să creadă nu le vor vedea. Galacticii se vor arăta pur și simplu celor care sunt conștienți și nu celor care nu sunt. Și este o chestiune de frecvență de asemenea. Ei se pot acorda cu frecvența celor care sunt conștienți și nu cu acelor care nu sunt. Singurele ființe cu care Federația Galactică are de-a face pe această planetă sunt ființele întunecate pe care le arestează și cu lucrătorii luminii care fie sunt deja treji, fie se trezesc la prezența lor. Federația nu are niciun interes personal în acest proiect datorită tehnologiei în mâna Alianței Întunericului și a oamenilor întunecați care lucrează cu ei și încercările lor de a altera ADN-ul oamenilor de pe Pământ, care va avea un impact asupra vieții în multivers, de asemenea. Acesta este interesul lor, supraviețuirea și supraviețuirea sistemului de creație în care trăim cu toții. Pleiadienii sunt următoarea fază în eliberarea planetei Pământ și ei, de asemenea, sunt legați de legea non-interferenței. Spre deosebire de alianța extraterestră negativă, ei nu pot și nu vor interfera cu libera voință a oamenilor. Aceleași reguli se aplică și pleiadienilor ca și Federației Galactice. Nici pleiadienii, nici Federația nu au permisiunea să controleze pe cineva pe Pământ. Ei nu ar face-o pentru că ar încălca grav legea universală și și-ar crea karmă negativă. Faptul că noi înșine aici, pe Pământ, vrem să controlăm pe ceilalți, arată lipsa noastră de cunoaștere a legii universale și astfel creăm karma pentru noi. Primul contact va avea loc atunci când suficient de mulți oameni acceptă realitatea vieții extraterestre și nu va fi afectat liberul arbitru. Altă condiție este ca omenirea să devină pașnică, altfel extratereștrii nu vor vrea să aibă de-a face cu oamenii. Legea Gesara sau Nesara la nivel global specifică faptul că noi oamenii trebuie să devenim o lume pașnică de dragul nostru și de dragul încurajării contactului cu rase binevoitoare extraterestre. Alianța extratereștrilor negativi și cohortele lor, oculta, care nu sunt umani în multe cazuri, nu se conformează cu legea universală, așa cum fac Federația Galactică și Pleiadienii. Ei încalcă această lege, calificându-se din punct de vedere tehnic, drept anti-Dumnezeu și, prin încălcarea legii universale, ei încalcă liberul nostru arbitru și folosesc oamenii de pe Pământ ca să-și satisfacă propriile lor scopuri abjecte. Gaia este de asemenea victima lor. Datorită invaziei acestei planete cu mult timp înainte, Federația Galactică intervine acum. Lucrătorii Luminii sunt, din punct de vedere tehnic, pe jumătate ființe pământene și pe jumătate ființe de lumină. Au venit aici, pe Pământ, ca să ajute Federația Galactică în munca ei. Venirea lor aici a îndeplinit cerința specifică, aceea că pământenii sunt cei care trebuie să contribuie la propria lor eliberare. De aceea s-au născut aici. Cealaltă jumătate a lor, conștiința de străin, aduce calitățile și energiile superioare din dimensiunile superioare pentru a asista în eliberarea și ascensiunea acestei planete. Lucrătorii Luminii
având trup pământesc, sunt mult mai responsabili de această eliberare decât sunt Federația și Pleiadienii. Este planeta lor, chiar dacă numai pentru această viață și multe altele eventual. Lucrătorii luminii sunt de asemenea supuși la aceleași reguli ca și pământenii, adică a reîncarnării. Dacă nu compensează karma creată aici, în această viață, ca lucrătorii ai luminii, sunt supuși reîncarnării pentru a o curăța sau a o compensa. Cum s-a pus stăpânire pe pământ, în primul rând, și cine este de vină pentru toate acestea? Pământenii au făcut-o. Preluarea anunachilor a fost un proces îndelungat și ei au păcălit pe pământeni, care erau mult mai evoluați. Mai evoluați decât sunt cei din Federația Galactică, acum, dar nu la fel de evoluați ca cei din Atlantida. Chiar dacă pământenii au avut abilități telepatice, anunnakii au fost capabili să ascundă relele lor intenții de strămoșii pleiadienilor și au fost astfel trași pe sfoară. Cu toții cunoaștem povestea lui Phil Schneider despre războiul de la baza Dulles, New Mexico, din anii 1970 împotriva Zeta, că extratereștrii negativi sunt capabili să mintă cu zâmbetul pe buze. Ei fac înțelegeri și nu le onorează. Cum se spune, nu este nicio onoare printre hoți. Din cauza a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, armonia și pacea par departe. Dar treptat, dezordinea va deveni mai puțină și într-un timp relativ scurt, pacea se va instala pe pământ. Este din cauza venirii noii ere, care ridică vibrațiile mult mai repede. Aceste schimbări au fost menite întotdeauna să însoțească această perioadă, cu separarea finală a celor care sunt gata să se înalțe de cei care nu sunt. Acest lucru este inevitabil, după cum vibrațiile cresc până la punctul în care doar acele suflete care au ajuns la același nivel pot rămâne într-o vibrație ridicată. Acesta este punctul culminant al multor mii de ani de experiență prin multe vieți, în diferite ere. Finalul unui ciclu este un moment important, atunci când toate sufletele decid cât de bine planul lor de viață a promovat evoluția lor și dacă au nevoie să repete o anumită experiență. Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă aștept și data viitoare cu informații la fel de interesante. Numai bine, pe curând!